Mariana de la Puterea Dragostei a fost eliminată. Cristina Mihaela merită să fie aici. Mariana Danilenko a părăsit competiția Puterea Dragostei în lacrimi. O nouă eliminare surprinzătoare la Puterea Dragostei. După mai bine de un an și jumătate în care s-a aflat în competiție, Mariana Danilenko a primit cele mai multe voturi pentru eliminare și a fost trimisă acasă. Mariana este una dintre cele mai vechi concurente din sezonul al treilea și prima fată care a pășit în casă. Cristina Mihaela a fost șocată de vestea că Mariana a fost propusă spre eliminare. Cristina Mihaela, este o seară grea pentru mine. De ce spun acest lucru? Pentru că mă întorc acum un an și o lună, când Mariana a pășit în această casă. Este pentru prima dată. S-a făcut o strategie împotriva ta sau a prietenilor răi. Mariana, ce cauți aici? Mariana, trebuia să ies și eu în față. Până acum nu am ieșit niciodată. Era și momentul meu probabil. Nu știu, nici nu mă interesează. E alegerea lor, probabil nu e pentru mine, ci pentru Andrei și Aia. Mariana de la Puterea Dragostei a izbucnit în lacrimi. Mariana Danilenko a început să plângă atunci când a aflat că va părăsi competiția. În discuție a fost adusă și o propunere pe care Aurora i-a făcut-o Marianei, în care ar fi întrebat-o dacă vrea să îi ia locul și să plece acasă în locul ei. Chiar dacă Aurora a mărturisit că vrea să plece acasă, blondina s-a răzgândit și a ales să se mai gândească. Cristina Mihaela, eu am încercat în toate felurile. V-am întrebat pe fiecare în parte. Din păcate, această competiție, pe lângă faptul că are foarte multe lucruri frumoase și că suntem ca o familie, uneori sunt și lucruri care nu stau la locul lor. Strategiile sunt atât de necruțătoare, încât trimit acasă concurenți care poate merită să fie aici. Din păcate, o astfel de situație consider eu se întâmplă și acum. Tu, Mariana, din păcate va trebui să pleci acasă. Mariana, mulțumesc, doamnișoara Cristina. Mă bucur că v-am cunoscut. Concurenții și-au luat la revedere de la Mariana, iar Andrei, Aia, cât și Alexandra nu au putut să-și stăpânească lacrimile.